Rapid Suceava are un lot optim înaintea disputei de miercuri 26 iunie cu Sportul Studențesc. Din echipa cu care a încheiat sezonul regulat vor lipsi Plăniceanu, Morariu, Petrescu, Găldan, dar și portarul Preda. Pentru acest meci se pregătesc și jucătorii care termină contractele la 30 iunie cu Rapid CFR Suceava. Homneac, Caragea, Chiriac și Zăvoi, dar și Golovca, cel care nu este refăcut complet după o accidentare gravă alături de frații Plămadă. Antrenorul Bogdan Tudoreanu a primit o mână de ajutor în pregătirea acestui meci capital de la experimentatul tehnician Marin Barbu. Este interesant faptul că diferendul Sportul Studențesc Rapid CFR Suceava a intrat și în atenția președintelui FRF Mircea Sandu, care l-a atacat dur pe șeful Comisiei Centrale de Arbitri Alexandru Deaconu pentru faptul că a favorizat gruparea studențească. Oricum, pentru Rapid Suceava nu există decât varianta victoriei în disputa de miercuri din Giulești de la ora 18 cu Sportul Studențesc.